Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din păcate, nu puteți asculta Europa FM astăzi, cel puțin la această oră, în autobuze, tramvaie sau trolebuze, înțeleg. În București, da. În București, da. Sunați-ne 0372069599 dacă sunteți cumva afectați de greva asta de la STB. Sunați-ne și spuneți-ne care este soluția pe care ați găsit-o ca să ajungeți la birou. Sau dacă vă mai duceți la birou, la muncă în dimineața asta, ce zice șeful, ce se întâmplă. 0372069599. Sunt zeci de mii de oameni afectați de greva asta în mijloacele de transport în comun din București. Înțeleg că taxiurile au mărit foarte mult prețul, ceea ce cumva este și normal. Uite, dar trebuie să ne uităm pe Uber să vedem dacă au surge, să vedem care este că să mă duc acasă. Creșterea, da. 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne dacă vă afectează și cum vă afectează greva de la STB, de la mijloacele de transport în comun, de transportul public din București. O grevă spontană anunțată cumva de ieri. Adică de ieri se cam știa că o să fie spontan. O cursă până la mine acasă ar fi costat între 10 și 12 lei. Da. În mod normal e 50 de lei acum. 50 de lei, da. O să fie foarte complicat pentru foarte mulți. STB este unul dintre marii consumatori ai resurselor din București, ai resurselor financiare din București. Subvenția pentru STB ocupă cam jumătate, aproape jumătate din bugetul primăriei, primăriei Capitalei României, care este oricum un buget foarte mare. Evoluția subvenției pentru STB este așa. 2015, 515 milioane de lei. 2016, 593 de milioane. 2017, 569 de milioane. 2018, 756 de milioane de lei. 2019, 998 de milioane de lei. În 2020, peste un miliard. 1 miliard și 235 de milioane de lei. Șoferii de la RATB, angajații de la RATB, cu asta vă mai spun, au intrat în grevă solicitând mărirea veniturilor. Ei au spus că de 3 ani nu le-au mai fost crescute salariile, în condițiile în care este inflație și evident au crescut prețurile peste tot. 0372069599. Avem câteva minute să vorbim despre acest eveniment din capitală, cum vă afectează greva STB. Ion, bună dimineața! Bună dimineața, Ion! Bună dimineața! Neața! Ia spune! Nu e delicată treaba, e o adevărată tragedie. Pentru că, haide să vă spun, m-am trezit la 5 dimineața în stație, stai în stație de la 5 dimineața, frig afară, iarnă, și îi fac grevă. Întâmplător, niște colegi de la mine, de la servici, au plecat la RATV și ne-au cam povestit cum stă lucrurile pe acolo. Da. Înțelegeți? Da, cum adică? Așa, deci ei la RATV salariul cam ăsta e, așa e. Salariul cam ăsta e. Cam ăsta problema e, cum? E că doamna Firea le-a dat niște sporuri. Da. Și ei luau 7.000-8.000 bani în mână. 7.000-8.000. Da? A venit domnul Dan, le-a tăiat sporurile și au rămas cu salariul. Salariul e 5.000 de lei. Vă rog foarte tare și foarte mult, cereți fluturașii. Fluturașii de salariu, nene. Fluturașii de salariu, să vedem câți bani ia în mână. Okay. Pentru că ăla care are 1.000 de euro salariu, îmi face mie greva acum, care am 2000 de lei salariu, 300 de euro, da? Și stau ca postul și îngheț în stație, că zice, domne, am 1000 de euro, nu mi-ajung banii. Da. Acum noi nu o să comentăm, nu o să spunem că e mult, că e puțin. Oamenii au o muncă, au un job, nu o să comentăm noi, nu spunem noi, e mult, e puțin. Eu sunt de acord și înțeleg și respect dreptul omului, dar își cere drepturile, cum se spune. Dar ăla care are 1000 de euro salariu îmi face mie grevă, care am 20 de milioane pe lună și muncesc 10 ore sau 12 ore, îmi rupe cârca patronul pe 20 de milioane, el are 1000 de euro și într-adevăr program de 8 ore. Ei lucrează 8 ore și pleacă acasă. Și e normal să fie așa, nu zic nu. Dar la 1000 de euro nu ți-ajung banii, fac grevă. Mulțumesc mult pentru intervenție. Biletele de transport în București sunt printre cele mai ieftine din România. 1,30 lei, din câte știu. A mai crescut? Da, bun, hai că ne documentăm pe asta, că suntem și noi în direct în momentul ăsta. Bună dimineața! Florin, bună dimineața! Bună dimineața, și-o scuze că vă deranjez și bine ați spus de spectatorilor. Da. Sunt unul dintre oamenii care am lucrat în acest sistem STB, fost RATB, din anul 2002 până acum câteva luni de zile m-am angajat la o multinațională. Da. Culmea, am fost schimbare, și liderul sindicat, da, am fost și liderul sindicat timp de 9 ani de zile, bat la această societate,
Păcat, da. Păcat ce se întâmplă, am plecat. De-aia am și plecat din cauza mizeriei din STB care se întâmplă în momentul ăsta și suntem conduși de către niște partide care... Dar de ce? Ce înțelegi prin... Adică ce mizerie? La ce te referi? Pentru că nu știu să conducă, să gestioneze o societate așa de mare cu undeva aproape la 11.500 de angajați. Sunt mulți, da. Este foarte greu să conduci și acest domn Adrian Criț chiar vrea să pună mâna total pe această societate și să o, cred că, să o divizeze câte puțin și câte puțin. Sincer, mie îmi pare rău că oamenii stau în stație, este și soția mea în cu problema asta, să mă vom cu aceeași problemă, da? Curna, eu am mașină și am reușit să duc până la serviciu, lucrez după amiază. Florin, îți mulțumim. Mulțumim. Ca o precizare, biletul nu mai este 1,30 de bani, am greșit eu, a crescut tariful și acum este pe minute, mă rog, e un sistem mai complicat. Eu m-am uitat pe niște site-uri acum și am găsit că ar fi 3.700 de lei salariul unui șofer STB. Apropo, okay, de ce spunea ascultătorul de mai devreme, că ar avea 5.000. Da. Costică, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Te rog. Da, deci călătoria s-a făcut 3 lei. Da. Abonamentul lunar pe toate liniile 80 de lei. Abia l-am încărcat ieri cu data de azi. Uh-huh. Chiar sunt curios să văd dacă vor despăgubi și pe mine într-un fel, adică să-mi prelungească o zi, două, eu știu cât ori ține ei toată treaba asta. Știți care e problema mea? Spuneți-mi și mie, vă rog, eu cum pot să fac grevă ca să mărească și mie salariul? Că lucrez la patron. Da? Lucrez în privat. Sincer, un salariu de mizerie. Toți fac grevă. Metrou, ITB-ul, RATB-ul, mă rog, sau STB-ul, cum le spune mai nou. Își bagi joc de noi, pe cuvânt. Își bagi joc de noi. La întrebarea dumneavoastră vă spun că există o legislație privind greva. Sigur, pașii legali nu au fost urmați aparent în cazul acestui conflict de la STB. Trebuie făcute negocieri, după care o grevă de avertisment și de-abia după aceea grevă. Grevele astea spontane, așa, anunțate peste noapte, astea sunt, din câte știu eu, în afara legii. Da? Aici probabil că un judecător se va pronunța. Nu este interzis să vă organizați într-un sindicat, în mediul privat, sunteți apărați de lege și mai departe, ce să vă spun, adică există legislație privind conflictele de muncă, indiferent dacă sunt la stat sau privat, la privat, da, în România, ca țară europeană. Acum, că angajații de la privat nu sunt organizați cel mai adesea în sindicate, asta este o altă discuție. Vlad, te facem șef de sindicat. Doamne ferește, mulțumesc. L-avem și pe Mihai alături de noi. Bună dimineața! Salut, Mihai! Bună dimineața, Mihai, sunt din București. Da. Vreau să vă zic că ar trebui urmărit venitul pe care l-au cei de la STB. Deci nu numai salarul, pentru că exact cum a spus cineva, au o groază de sporuri. Deci trebuie văzut cât încasează ei final în mână. Uh-huh. Asta e o idee. Mai departe, atâta timp cât societatea este pe minus, deci veniturile societății reprezintă nu știu câte procente, cred că în jur de 20% din cheltuieli. Adică este o anomalie. Dumneavoastră, dacă societatea de radio ar fi pe minus, n-ar mai funcționa. Deci cei ce încasează din abonamente și din bilete reprezintă, nu știu, cam 20% din cheltuielile lor. Mm-hmm. Mai departe... Aici, haideți să le luăm pe rând. Acum, sunt multe societăți de transport public în foarte multe orașe europene care sunt subvenționate. Sunt puține cele care sunt profitabile. Prețul transportului public ar fi foarte, foarte ridicat dacă ar fi să fie o întreprindere comercială profitabilă, să știți. Da, deci subvenția e folosită în multe locuri. Da, dar nu cred că poate să fie într-un procent atât de mare cum este în București. Poate 70%, chiar și 60% dacă este foarte mult. Mm-hmm. Pe de altă parte, am auzit la știri la dumneavoastră mai devreme spunând că angajații STB sunt îngrijorați de faptul că STB-ul are o datorie mare la ANAF și ar putea intra în insolvență și ei își pierd locurile de muncă. Deci ei sunt îngrijorați că își pot pierde locurile de muncă, foarte îngrijorați, în schimb cer mărirea cheltuielilor, ca să vorbim. Asta așa, cheltuielile societății, dar sunt îngrijorați că își pierd locurile de muncă. Da, acum... Înțelegeți contradicția? Da, am înțeles. Ei având un contract colectiv valabil. Da. Lucrul care nu sunt eu de acord este acest mod de a întrerupe pur și simplu, de a opri circulația mijloacelor de transport în comun peste noapte. Aici e un lucru care cred că, mă rog, e discutabil și nu pot susține așa ceva, pentru că nu s-a întâmplat nimic dramatic de ieri până azi ca să oprești lucrul așa, brusc. Mihaela! Ah, nu mai e Mihaela, am pierdut-o pe Mihaela.
Mai luăm imediat pe cineva. Da, asta e problema cu STB-ul. E o discuție veche în București cu transportul public. Din motive electorale, în mod evident, prețul a fost ținut foarte jos multă vreme. Și toți politicienii în țara asta se tem de sindicate. Număr mare de voturi, 11.000 de angajați la STB. Ce primar își permite să ignore 11.000 de familii care votează sau nu cu primarul respectiv? Asta se și bazează. Uite ce longevivi sunt șefii de sindicat. Da. În general. Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, Cristi, te ascultăm. Dimineața. Bună dimineața! Da. Vreau să zic că... Să dai încet radio, te rugăm. Poftim? Dă încet radio, că ai o întoarcere. Nu știu, imediat. Ok. Ce voie să ne zici? E ok acum? Da, da. Ce voie să ne zici? Bine. Dimineața l-am dus pe băiatul meu, a trebuit să-l duc cu mașina când am mers STB-ul și era foarte multă lume în stație, nu știa de greva respectivă și mă gândeam că în lipsa unui afișaj electronic prin care să anunțe astfel de situații, ar fi trebuit măcar să asigure transportul pentru orele de vârf dimineața seara să facă grevă între orele acestea de vârf. Corect. În sensul că mai degrevau un pic traficul. Îmi scrie un puști foarte nemulțumit de atitudinea abuzivă a controlorilor. El este elev, vine controlul, spune, domnule, arăt carnetul, dovedesc că sunt elev și că am dreptul să merg gratis, amendă 500 de lei că n-am folosit cartela gratis pentru elev. Deci s-a legat de formă, pur și da, simplu. Da, mă, nu, asta e o tâmpenie, nu v-am spus și eu, serios. Exact. Eu trebuie deci tata... să ai card ca să mergi gratis? Da, mă, da, deci fiul meu e elev. Deci nu ajunge că da? Ești elev și ai carnet de elev, trebuie să ai și documentul care îți permite să demonstrezi că ești elev în afara carnetului de elev și păi că mergi gratis. Deci... Dar fii atent care e anomalia, deci fiul meu are 12 ani. În România învățământul primar e obligatoriu. Deci n-ai cum să ai 12 ani să nu fii elev. Cumva, da? Cu toate astea trebuie să ai un abonament și la metrou și la STB, care se face numai în anumite stații, că tata trebuie să se ducă cu carnetul de note și cu nu știu ce spanac, în fiecare lună la nu știu ce stație de asta, unde emite abonamentul, care evident mereu expiră și ne trezim, aoleu, a expirat ăstuia abonamentul. Da. Este o aberație. Poate n-ai totală. Ce face, poate n-ai activitate și uite, ți-au găsit colegii de la STB. Bun, mulțumim, o să continuăm să, o să urmărim în continuare ce se întâmplă cu greva asta spontană, cu ghinioane de rigoare la STB. Vreau doar să precizăm că liderii sindicali pe care i-am sunat în dimineața asta au zis că m-ar prefera să nu intre deocamdată în direct. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.